Mă văd? Sau doar se aude? Bună! Bine ați venit pe Pony la Infinit. Astăzi o să vă spun o poveste de culcare. A fost odată o păpușă și un copil care o iubea atât de mult, era o fetiță. O chema Mara. Și Mara era foarte fericită că avea o păpușă drăguță ca a ei. Adică chiar era a ei. Și seara această păpușă i-a luat viață. Odată Mara a auzit undeva un zgomot. Bum, 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 bum. Și s-a speriat imediat. Dar nu și-a dat seama că a fost în vis. S-a ridicat și dintr-o dată a văzut păpușa cu viață. S-a speriat și mai tare. Dar apoi, după ce i-a spus păpușa, liniștește-te, Mara. Eu sunt aici pentru că eu dansez seara și dimineața tot timpul am loc de un pat de mâncare bună de la tine. Acum dormi liniștit înapoi și nu te întrista că și totul e bine. Sunt aici, Mara. Stai liniștită. Și Mara s-a ușurat. A dormit cu păpușa și n-a mai lăsat-o nicio noapte. Și când păpușa zicea, Mara, acum mă lași să dansez? Oh, da. Și așa s-a tot făcut și dimineața a tot îmbrăcat-o în haine frumoase, foarte frumoase. Iar apoi, să zicem așa, că s-a bucurat. A fost minunat ce s-a întâmplat. I-a citit în fiecare noapte o poveste. Hai să vă spun și una. A fost odată ca niciodată o vulpe frumoasă care cânta tra-la-la-la-la, nu știa să fie șireată. Apoi un lup care era rău a păcălit-o și ea s-a înstristrat, dar până la urmă a învățat cum să fie. Și ei bine, povestea poate să fie mult mai diferită, dar acum nu știu dacă pot să vi-o spun pe toată. Ea i-a plăcut mereu de păpușa ei, care noaptea lua viață. Și erau prietene bune, 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 bune. Îi dădea cele mai bune îmbrăcămiți. Îi dădea o cameră perfectă, cu minunății. Și dacă ar putea fi trează și ea, ca atunci când e noapte, se gândea ea noaptea. Dar știa că chiar și când nu este noapte, tot are puțină viață și o iubește. Adoră totul. Oh, dar ce fericită este! Acum că are păpușa ei, această poveste se numește Povestea Păpușa și Fetița. Pa, pa!